Oh, fuck. Sunt o Ikea. Haideți să vă arăt ce ar trebui să folosiți pentru o rezistență mult mai bună în timp. Asta chiar devine os, deci poți să zgârii, poți să dai cu spray de disc. Sărbătorim că am avut o evoluție bună, așa că... Bow! Bine v-am găsit, fraților, la un nou episod, un episod în care suntem aici la hală. Și dacă în episodul trecut am sablat toate aceste piese, le-am pregătit, le-am tratat, în episodul acesta o să începem să le și vopsim. Observați că deja le-am atârnat aici ca pe rufe. Sunt pregătite, sunt degresate, sunt mătuite. Doar trebuie să vă mai arăt cu ce o să le vopsim, deoarece asta chiar contează foarte mult pentru niște piese care ne dorim să reziste mult și să nu trească să le revopsim în fiecare an. Cred că nu e o surpriză pentru nimeni să-și vopsească etrieri în fiecare an, deoarece, în primul rând, etrierii nu se pregătesc foarte bine, se dau doar cu perioada de sârmă. Ai dat un spray din ala la 15-20 de lei duplicolor, l-ai agitat bine și gata, ți-ai făcut treaba. Ei, să știți că se poate face și mai bine și să țină ani de zile vopseaua. În primul rând, clar, trebuie să sablezi piesele. Nu este suficient să dai cu perea de sârmă. Ia uitați-vă, piese sablate. Pe urmă, este despre tratament. Piesele sablate de metal trebuie tratate. Deci, puteți să observați aici, deja avem portetrierele negre. Nu sunt vopsite, sunt doar sablate și tratate cu inhibator de rugină. Nu ai cum să vopsești peste un metal crud, un metal curățat, mai ales prin sablare, deoarece este foarte, foarte predispus la rugină, așa că trebuie tratate toate piesele, cât de micuți ar fi ele, cu Forge sau cu un tratament pe care voi îl știți și vă place. Forge este unul dintre cele mai bune. Și acum abia ajungem la vopsea. Cu siguranță un tub de spray, cum ziceam, nu o să facă treabă. Haideți să vă arăt ce ar trebui să folosiți pentru o rezistență mult mai bună în timp. Dar totuși, înainte, vreau să vă reamintesc că dacă sunteți în căutarea unei mașini, sfatul meu este să o verificați pe CarVertical, deoarece aveți direct poze cu mașina, dacă a fost lovită, să vă faceți o idee dacă vreți sau nu să o cumpărați. Mai găsiți în raport și istoric legat de kilometri parcurși și puteți să vă dați seama dacă au fost sau nu dați înapoi și o listă cu prețurile daunelor estimate de asigurator. Puteți folosi codul forCHEERS pentru 20% reducere sau primul link din descriere sau cel fixat în comentarii. Aveți mare grijă ce vă cumpărați. Da, ăsta este, băieți, Foliatec. Nu vorbim despre un video sponsorizat, dar din ce m-am informat, asta ar fi cea mai bună variantă pentru a vopsi etrierii. Rezistă foarte bine la temperatură și la intemperii. Vă ziceam că etrierii sunt foarte, foarte predispuși la a-i vopsi în fiecare an și nu cred că își dorește nimeni treaba asta. Avem așa, avem un brake cleaner, adică un spray de disc. Toată treaba asta vine completă, să-ți faci treaba foarte ușor. Mai avem cu ce să amestecăm vopseaua. Avem o pensulă, deoarece aceasta se aplică manual, deci nu se suflă, nu-i la tub de spray sau să pui în pistol, nu, se aplică manual. Avem întăritorul, uitați-vă, vine chiar și cu o pere de sârmă micuță să poți să-ți faci treaba, dar noi deja avem piesele curățate. Aici jos se află vopseaua, băieți. Kitul ăsta trebuie să-ți ajungă pentru 4 etriere fără nicio problemă, iar codul pe care eu l-am ales este Stratos Silver. Se regăsește chiar și aici pe ambalaj cu un X pentru cei ce vor să-și ia exact același cod de culoare. Este vorba de un gri asemănător cu cel de fabrică, deoarece vreau să am un look original, dar vedeți și voi, mai sunt o grămadă de nuanțe pentru cei care vreți să fiți mai îndrăzneți. Eu mă duc pe OM Look, așa că hai să începem să amestecăm. Din ce am văzut aici pe hârtia asta, amestecul este de 2,5 la 1. Așa că în prima fază o să vreau să fac din cei 125 de ml, o să fac doar 50, la care voi pune 20 de ml de întăritor. Ok? Deci 2,5 la 1 trebuie făcută amestecarea lor, sau mai ușor, dacă vopsiți din prima toți cei 4 etrieri, ați turnat și v-ați făcut treaba. Țineți doar minte că aveți 2 ore la dispoziție după ce ați amestecat să vopsiți, deoarece după deja o să înceapă să se întărească. Da, în 2 ore eu zic că o faceți treaba, vi pregătiți toți și după aia vopsiți. Eu repet, o să fac doar pentru 2 și încă câteva piese mai mici pe care tot cu vopseaua asta o să le vopsesc. O să agităm puțin vopseaua ca să amestecăm și o deschidem. Ia uitați-vă, cam așa arată, e metalizată. O să punem 50 de mililitri de vopsea. Așa. Și acum o să luăm întăritorul ăsta foarte interesant, într-un ambalaj de tip vopsea tempera, pentru cei care știți ce vreau să zic. Îl desigilăm și o să turnăm 20 de mililitri. Ia să vedem, e perfect, 20 de mililitri și acum punem capacul înapoi și putem să amestecăm, nu? Cam asta e toată treaba. Cum se poate aplica. Și oficial, fraților, am terminat de vopsit piesele. După 15, chiar 20 de minute, am mai dat următorul strat și haideți să vă arăt și vouă cum a ieșit toată treaba. Prin al 2-lea strat s-au umplut foarte bine toate porțiunile, probabil că ați observat. Primul strat nu se vede atât de bine, dar deja cu al 2-lea treaba stă în felul următor. Ia uitați-vă și voi, arată foarte, foarte, foarte bine. Nu se mai vede nicio diferență între primul și al 2-lea strat, deoarece al 2-lea strat l-am dat mai gros și am acoperit tot și acum avem stratul acesta unitar. Ia să mă bag aici să fac puțină umbră să vedeți cum arată toată treaba. Foarte bine că bate soarele pe piese, se vor usca. Trebuie lăsate acum 24 de ore ca ele să se întărească complet, ca rășina epoxidică să acționeze și să se întărească, deoarece aici avem parte de o vopsea epoxidică, de aici și duritatea în timp mult mai mare a acestei vopsele, care pot să zic că a ieșit efectiv superb. Deci îmi place la maxim cum a ieșit. Iubesc culoarea asta gri și chiar îmi transmite o rezistență bună această vopsea caramelizată pe care am aplicat-o. Așa că piesele astea sunt complet gata, vopsite peste tot, chiar și aici unde se ajunge mai greu, nu zic. Cu pensula nu-i chiar atât de plăcut de vopsit, cel puțin dacă ai piesele date jos, vrei să le vopsești peste tot, nu-i foarte plăcut. Probabil pe mașină este mult mai ok, dar cu puțină îndemână ajungi să le vopsești pe toate și, repet, asta chiar este o vopsea rezistentă, iar pentru asta trebuie puțin chin, dar rezultatul contează. Acum o să vreau să le dau jos și să ne ocupăm de piesele astea de aici, pe care părea că l-ați văzut, la fel și aici jos, avem două protecții de disc. O să ne ocupăm de ele, deoarece astea o să vină făcute negre și nu vreau cumva să-mi ajungă pe etriere vopsea neagră. Mă gândeam că o să pot să le vopsez, dar până la urmă nu o să facem așa, o să dăm jos tot ce am vopsit cu gri, le punem deoparte și a se le tragem mai pe mijloc și începem să le vopsim. Bun băieți, eu deja am dat un strat de filer epoxidic, l-am făcut aici în pistol, l-am și aplicat, hai să vă arăt, doar că nu s-a filmat din păcate. Ia uitați-vă cum a ieșit, avem și aici, astea să vă gândiți sunt protecții de disc nou-nouțe pe care le-am cumpărat, dar de care nu am fost mulțumit cum au venit vopsite de fabrică, deoarece au venit cu o vopsea superficială. Și am hotărât să le mai dau eu o protecție în plus, adică niște filer epoxidic și vopsea, pe care o să vă arăt imediat. Aici știți și voi cum stă treaba, a trebuit să le sablăm, să le curățăm deoarece aveau multă rugină, am reușit să le salvez. Și aici, ce nu v-am zis până acum, este bara stabilizatoare pe care am hotărât să o revopsez, deoarece avea câteva părți cu rugină pe care le-am rezolvat și acum tot așa o să o facem neagră, tot ce e aici va fi negru. Pare rău că nu am prins primul strat, dar nu știu, am dat rec și nu a fost rec, aparent. Dar ne vedem cu stratul numărul 2. Ca și vopsea neagră, nu o să aplicăm vopsea 2K, deoarece mi s-a părut destul de sensibilă pentru a o aplica pe piese care stau totuși sub mașină. Avem aici Gavri Hell, am și fișa tehnică, o vopsea bicomponentă dedicată aplicării monostrat cu rezistență sporită la condiții atmosferice și protecție UV a suprafețelor expuse o lungă durată de timp. Se aplică în 3 straturi, un strat plin, al doilea strat plin și al treilea strat de uniformizare, plus alte detalii tehnice. Se poate aplica direct pe suprafețele de metal crud, adică puteam să dau direct peste piesele astea sablate fără să le mai tratez sau să le dau cu filer epoxidic, dar vă dați seama că fratele vostru nu poate să treacă așa ușor peste treaba asta, așa că tratamentul și filerul epoxidic o să ajute maxim toată această treabă, deși avem aici o vopsea tot epoxidică, cum am dat pe etrier, doar că aici toată treaba s-a amestecat în fața mea, nu a venit deja făcută, băieții au pus rășină maronie, peste care au pus pigment și diluant. Aici în partea de jos mă refer. Aici în partea de sus avem întăritorul, acum practic doar trebuie să le mixăm unele peste altele, să le învârtim bine acolo să se omogenizeze și practic să aplicăm această vopsea bicomponent, care eu zic că o să fac o treabă foarte bună, mai ales față de o vopsea 2K, care în mod normal se dă pe exteriorul mașinii și oricum este o destul de firavă. Așa că hai cu Gavri Hello! Bun băieți, am terminat de vopsit elementele. Acum o să-mi duc și eu acasă și ne vedem direct mâine cu rezultatul final după ce se usucă. Avem un aspect lucios, deși vă spuneam că o să fie satin, deoarece practic prin ultimul strat, cel de-al treilea, dacă îl dai mai gazat, clar o să fie mai satin. Eu n-am vrut treaba asta, totuși luciosul lucios, n-ai ce să comentezi că e ca protecție mult mai bun. Oricum în timp, vă dați seama, o să se prăfuiască, oricum o să arate mat sau satin, să zic, așa că lucios a fost varianta pentru mine cea mai bună. Puteți să observați și voi cum stă treaba. Am dat filer epoxidic, am dat vopseaua asta rezistentă și treaba a ieșit foarte, foarte bine. Chiar și la aceste protecții de disc, care vă spuneam că le-am cumpărat noi nouțe, au venit vopsite negru, dar nu mi-a oferit încrederea aia pe care mi-o oferă acum aceste protecții. După ce le-am dat cu filer epoxidic, le-am vopsit, sunt fix ce trebuie. Bun, acum haideți să ne ocupăm de etriere, deoarece au stat de ieri până astăzi și s-au uscat. S-au făcut os, așa este cu vopseaua asta bicomponentă, să zic, se întărește tare rău de tot. Hai să le punem pe masă și să le punem cap la cap, cu garnituri noi, cu... știm noi să facem treaba. Sunt foarte mulțumit de cum au ieșit aceste etriere. Foliatecul și-a făcut treaba, nu este un videoclip sponsorizat, dar ce al ei, e al ei, n-ai ce să comentezi. Vopseaua bicomponent, vopseaua epoxidică, nu o poți compara cu vopsea normală, asta chiar devine os, deci poți să zgâri, poți să dai cu spray de disc, lichid de frână, orice vrei tu, vaselină, nu o să mai ai nicio problemă și asta e foarte bine la montaj, deoarece nu trebuie să ai atâta grijă să nu cumva să se ciupească vopseaua, deoarece asta e o vopsea extrem, dar extrem de dură. Așa că am readus la viață aceste etriere. Avem aici și portetrierele, tot așa vopsite, frumos. Deci chiar sunt extrem, extrem de mulțumit. Un gri, asemănător cu cel de fabrică, care a ieșit, cum vedeți și voi, extrem, extrem de bine. Au și ei o vârstă, n-avem ce comenta, dar cu sablare, cu tratare în cazul acestora, deoarece etrierele sunt din aluminiu, chiar am făcut o treabă foarte, foarte bună. Probabil că ați observat aici în jurul etrierelor că deja avem piesele necesare, am luat furtunuri noi nouțe de la AT, 2 bucăți. Am aici și plastilub, tot de la AT, o pastă de asamblare frâne, făcută de AT. Avem piese de genul, avem culisanții noi nouți, 4 la număr, avem aici garnituri noi nouțe, avem pistoanele pe care o să le refolosim, avem aerisitori noi, căpăcele noi și aici siguranțe noi nouțe, pentru a face o treabă cât mai bună, așa că hai să ne punem să le montăm. O să începem cu garnitura asta din interior, să o scoatem pe cea veche. Avem aici în kit garnitura nouă, dar înainte curățăm puțin acolo, luăm vaselină, dăm pe garnitură, o ungem și o băgăm acolo. Ok, mai luăm puțin, dăm aici în interior. Ok, luăm pistonul, dăm și pe piston puțin. Așa, băgăm aici. Așa, frumos. Și acum Băgăm pistonul. Ok. Încercăm să împingem. Asta e mai greu un pic de băgat, dar... Da, nu vrea să intre pentru că am vopsit și buza asta. Mă gândeam că poate să-mi facă probleme, dar speram să nu. Până la urmă am reușit să bag pe buză și această garnitură. Foarte greu a intrat, deci foarte greu. Chiar și după ce am curățat, puteți să vedeți aici că l-am făcut și pe ăstalalt. Deci l-am curățat bine de tot și tot a intrat foarte greu. Dar i-am făcut test, am băgat aer, ia uitați-vă și voi. Și acum stă foarte bine. Așa că putem să mergem mai departe. Bun. Venim cu culisanții. No! Hai că ok, nu puțin nimica. O să-i dăm cu puțin lubrifiant. Nu foarte mult. O, ce frumos mișcă. Și băgăm și pe ăsta. Hopa, stai că pot să nu-l amuz, mă băieți. Ușor. Bam! S-a auzit? Venim cu portetrierul pe care tot așa îl dăm cu niște vaselină Bun. Punem pe poziție. Așa. Și strângem culisanții. Bun. Strângem și pe ăsta. Ok. Mai avem de pus siguranța. O avem aici. O scoatem. Și punem aici. Bun, mă băieți, etrierii sunt compleți, aproape. Mai avem aici aerisitor de pus. Ok. Și furtun nou-nous. Asta mai trebuie să punem. Gata. Oficial e gata primul etrier. Cu furtun nou, aerisitor nou, totul nou. În afară de plăcuțe, care ați observat și voi că nu le-am desigelat sau ceva, sunt plăcuțe Brembo, au fost noi puse pe mașină, așa că nu avea sens să le schimb, ele sunt în perfectă stare și ca și carne, ca tot. Așa că cu lisanți noi, mai trebuie să punem, ia uite, capacele astea, bam, bam, și e gata. Operațiunea e identică și l-am făcut și pe cel de-al doilea. Practic acum avem totul pregătit, cu tot cu capacele la aerisitor, pe care probabil că ați observat că am uitat să le pun. Le-am pus acum, deci totul este gata. Haideți să începem să montăm toată puntea la loc pentru a putea urca pe mașină. Schimbăm și cârligele astea. Ia uitați-vă numai ce ruginit este. Varză, varză, varză. Și cauciucul ăsta trebuie să-l scoatem de aici. Avem cauciuc nou, 4 bucăți pentru că sunt 4 cârlige. Ce mi-am dat seama este că aici ar fi venit mai lungi. Dacă uitați la cel vechi, este mai lung, vizibil și treaba asta nu-mi place. La fel și în partea asta-laltă ar fi trebuit să vină mai lung, dar aici astea două sunt perfecte. Uitați-vă, la fel și aici. Deci, practic, aici avem un cod, la ale alte avem un alt cod. E mai complicat. dar am făcut comandă și momentan o să dăm jos astea, că sunt prea mici, nu degeaba le-au făcut BMW mai mari, și o să le punem pe alea ruginite la loc, momentan, până când o să ajungă alea bune. Multe coduri, multe nebunii de comandat. Acum am cumpărat ACF-50, este un spray de care probabil că n-ați auzit, se folosește pentru a proteja elementele din aluminiu sau din metal în general, pentru a nu mai oxida. Noi, cum am curățat puntea asta extrem de bine, vă dați seama, foarte rapid o să și corodeze la loc, fiind aluminiu curat, nu o să-i dau mai mult de câteva săptămâni, mai ales în ploaie. Așa că cu acest spray o să creăm o membrană protectoare încât puntea să nu mai oxideze. Asta e toată ideea. Asta este, se agită, se aplică, se lasă puțin să acționeze și pe un obișnuit și ștergi cu o lavetă. Ok, lăsăm puțin și dăm o lavetă. Pe video nu prea se observă deoarece efectiv e transparent, nu are absolut nicio culoare. Ideea este că l-am aplicat peste tot, deja toată puntea este lucioasă. O lăsăm puțin să acționeze și pe urmă o să ștergem cu o lavetă. Cam asta este treaba cu soluția asta. Între timp o să dăm și pe fuzete, le-am curățat cât de bine s-a putut și acum o să le dăm protecția asta. Rectificare, opa, aici trebuie să vină o șaibă și pe urmă băgat. La fel și în partea asta am pus șaiba. Bun, am ajuns la rulmenți. Eu m-am dus pe SKF, deoarece mereu mă duc pe SKF și niciodată nu am dat greș. Așa arată rulmentul. Și mai avem aici șuruburile de prindere plus piulița mare de la planetară. Și de la Optimal avem un butuc nou-nouț pe care o să-l folosim și pentru asta trebuie să-l și băgăm în rulment. Ok? Am ales să nu mai scot pe cel vechi, deoarece este varză. Am luat unul nou și hai să vă arăt cum o să băgăm butucul pe rulment. Trebuie să batem rulmentul pe poziție. Am uns puțin aici, puțin flanșa și îl poziționăm. Stă bine. Dăm două ciocane. Bun. Ne uităm să fie pe direcție. Bun, venim cu presa, băgăm așa. Aducem ok franceză. Bun, și acum doar trebuie să strângem. O să o punem așa. Oh, fuck! Se îndoaie cheia. Hai că am pus altceva mai dur. Mamă, băi, nu a intrat ușor, e clar, dar am reușit, băieți. Deci perfect. Ia uitați-vă. Cam așa stă treaba, asta deja se poate monta. Bun, cuplul de strângere e 30 de Nm plus 90 de grade pentru șuruburile astea de la rulment. Prima dată îi dăm 30 de Nm, după aia dăm 90 de grade. Ok, acum trebuie să-i dăm 90 de grade. Deci, eu mi-am trasat, cum vedeți acolo, pe fiecare șurub câte o linie și acum, practic, o să-i dau 90 de grade. Am și întors toată puntea invers, pentru că am mai mult spațiu aici și dăm 90 de grade la fiecare șurub. acum puteți vedea cum liniile toate stau îndreptate în sus, chiar puțin în dreapta, deoarece le-am dat un pic mai mult decât 90 de grade ca să fie bine. Și în partea asta, aceeași procedură, deci 30 de Nm plus 90 de grade. Fraților, o să deschidem un Fritz Limo, e ce am găsit aici aproape la un magazin, să sărbătorim că am avut o evoluție bună în această zi la punte, așa că trebuie să... Hai de pui mei băieți! Nu știu dacă ați mai băut, dar are gust rău, dar o pușcat tare. Chiar o pușcat foarte tare, ai de capul meu. Ah. Mamă, ce cald a fost astăzi, Doamne feri. Deci m-am mai uscat acum, dar a fost cald rău de tot. Și o trebuie ceva răcoritor. Gata. Asta e cheia. Bun băieți, practic la punte mai trebuie să punem pernele, amortizoarele, planetarele, senzorii de leveling, brațele pentru senzor, că sunt niște brațe micuțe de plastic cu rotulă și diferențialul. Asta mai trebuie să punem ca această punte să fie gata de montat. Așa că în următorul episod o să ducem diferențialul la sablat, o să-l vopsim, o să vă arăt ce planetare am cumpărat deoarece am luat planetare noi-nouțe. Nu o să mai stăm să le recondiționăm pe cele vechi, am luat unele noi și abia aștept să vi le arăt. Mai punem pernele noi de la Zax pe care le-am cumpărat și practic în următorul episod o să reușim să montăm puntea asta frumoasă sus pe mașină. Abia aștept să punem și discurile. Înainte de discuri trebuie să punem tot kitul de frână de mână. O să vedeți, l-am luat de la TEP și o să iasă foarte tare, așa că stați jană, deoarece urmează un viitor episod super tare în care chiar o să montăm această punte sus pe mașină. Vă pup, vă iubesc, urmați-o visurile, întotdeauna munciți pentru ele, să vă prind așa noaptea lucrând la ce vă doriți și ce vă pasionează pe voi, deoarece dacă o să vă alegeți în viață să faceți ceva ce vă place, o să puteți să stați noaptea, târziu sau chiar spre dimineață făcând acel lucru. Dați un follow pe Instagram la morar.davian, eu nu pot să vă arăt acum că țin blițul, știți și voi unde îl găsiți, aici frumos pe pieptul meu, follow pe Instagram, repet, băgați acolo un like să vă susținerea voastră, un comentariu despre cum vi se pare că evoluează proiectul, încerc să fac cât de repede pot, dar lucrurile bune nu se fac chiar atât de repede, mai trebuie să așteptăm și după piese, uneori mai uităm să comandăm câte o piesă, care vine poate în 5 zile originală și așa mai departe, suntem oameni, nu le putem face perfect pe toate, dar eu zic că avansăm bine și mașina asta, când o să o lăsăm jos pe roțile ei, o să fie super tare. Așa că băgați un like, abonați-vă dacă nu ați abonat până acum, puneți acolo clopoțelul, să vă zune clopoțelul, deoarece nu postez-o foarte des, dar măcar o dată pe săptămână să-l auziți. Vă pup din nou aici cu tot felul de zburătoare și ne vedem data viitoare. V-am pupat!